Bună ziua! În acest clip vă vom prezenta drujba Blade X5200 de 2,4 kW și 52 de centimetri cubi. Aceasta, spre deosebire de modelul Carpați, vine cu o evacuare mai silențioasă, cu 3 găuri, vine cu un set de amortizoare mult mai bune și cu un carburator ce oferă un consum redus, puterea fiind aceeași. La pachet, când veți primi coletul, o să găsiți drujba, lama sau șina, teaca, bidon de amestec, pâlnie pentru ulei și benzină, așa, lanțul, bineînțeles, capacul de frână și un manual de utilizare unde este și garanția. Pentru a ansambla, este foarte simplu. Avem aici în trusa de sculet toate cheile necesare pentru a demonta drujba și a o repara sau orice avem nevoie. Prima și prima oară punem gheara. Aceasta se fixează în locașul ei special cu cele două șuruburi, cu cap de imbus. Bineînțeles, avem și imbusul necesar. Nu ne trebuie absolut nicio sculă în plus. Se fixează bine, se strâng cele două șuruburi. Așa, acum, apoi vom scoate mașina din ambalaj, lanțul. Fixăm lanțul pe șină. Atenție! Lanțul, când se fixează, pintenul de tăiat trebuie să fie cu. Are o săgeată. Săgeata către în față. Așa. Introducem lanțul pe oală. Atenție să intre bine pe locașul lui. Apoi, șina. Dă preferat cu scrisul frumos orizontal. Așa. Introducem lanțul pe canal. Verificăm să fie intrat pe canal din față până în spate. Așa. Apoi, mânerul de frână. Are aici întinzătorul. Întinzătorul trebuie să intre în canalul special de la lamă. Așa, odată intrat, fixăm capacul cu cele două piulițe. Nu-l strângem, deoarece înainte de a strânge, trebuie să verificăm lanțul să fie întins. Acest lucru se face din capătul șurubului de la întinzător. În momentul de față este întins cum trebuie. Nu trebuie nici larg, nici strâns. După pornire mai verificăm o dată. Acum putem să strângem cele două piulițe. Deci asta este totul. Mai departe o să pornim drujba.